Bună seara, dragi spectatori, bine v-am regăsit. Le spunem bună seara invitaților noștri de astăzi din studio, respectiv din partea PNL, domnul Lucian Medar. Bună seara, bine ați venit în studioul nostru. Bună seara tuturor. Și de asemenea salutăm și pe reprezentantul USR, domnul Lucian Balca. Bună seara. Bună seara. Dragi spectatori, vom discuta mai întâi despre o Românie care se pare, conform statisticilor, că are cei mai mulți săraci din Europa. Unul din cinci români suferă de lipsuri materiale severe, după cum spune Eurostat. Iată, România reușește să stabilească un nou record negativ. Unul din cinci români este atât de sărac încât nu își permite să aibă zilnic carne în meniu și nici să plece în vacanță, potrivit ultimelor date Eurostat. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Așadar, după bulgari, astfel 19,8% din români s-au confruntat în 2023 cu privațiuni materiale și sociale grave. Citez, România este de mai mulți ani în topul celor mai sărace țări. Dacă în anul 2022 puteam spune că unul din patru români nu își poate permite anumite lucruri esențiale unui trai decent de viață, în anul 2023 lucrurile s-au mai îmbunătățit, însă nu cu mult. Asta pentru că, în continuare, unul din cinci români a avut de suferit. Dacă ne uităm pe datele publicate de Eurostat, după România se mai află Bulgaria și Grecia. La polul opus, însă, în țările în care cetățenii duc cel mai puțin grijă zilei de mâine, se află Slovenia, Croația și Luxemburg. 20% dintre români susțin că nu pot face față cheltuielilor neprevăzute, că nu își pot permite zilnic o masă care să conțină carne sau că nu își pot plăti datoriile. De asemenea, un procent de 6,8% din populația Uniunii Europene se confrunta anul trecut cu privațiuni materiale și sociale severe față de 6,7% cu un an înainte. Cea mai ridicată pondere fiind, de asemenea, în România, mai indică datele Oficiului European pentru Statistică Eurostat, citate de către agențiile de presă din țara noastră. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, ponderea persoanelor care se confruntă cu privațiuni materiale și sociale severe variază considerabil. În 2023, cea mai ridicată pondere se înregistra în România 19,8%, Bulgaria 18%, Grecia 13,5%, Ungaria 10,4% și Spania doar 9%. În contrast, Slovenia 2%, Cipru 2,4%, Suedia, Luxemburg și Estonia, toate cu 2,5%, au raportat cea mai scăzută pondere. Discutăm despre acest subiect și nu doar, pentru că mai sunt și alte lucruri indicate de către Eurostat. Cum vedem, nu știu, putem numi sărăcie sau nu, domnilor? PNL-ul aș dori mai întâi să ne spună cum comentează aceste date. Evident, dacă suntem în coada clasamentelor și la educație financiară și la alte stări sociale, nu aveam cum să nu fim și catalogați și clasificați și ca o țară săracă, o sărăcie de genul care dumneavoastră l-ați enumerat. Ungaria e lângă noi, aceea suntem împreună, nu suntem departe de ei, chiar peste ei un pic. Eu cred că de asta e și nevoie de spiritul acesta liberal, de libera inițiativă și iată, suntem la ceasul adevărului că mai rău de așa nu se poate. Suntem cu miliardele de euro care bat la ușă, avem nevoie de proiecte, avem nevoie de inițiativă, avem nevoie de oameni vrenici care să muncească, pentru că sunt locuri înțelenite, sunt atâtea start-up-uri, sunt atâtea programe, sunt de educație, de ajutor pe care guvernul, acum guvernele liberale și PSD-iste împreună care au păstorit țara, au ajutat și într-adevăr poate că aici este și un minus că prea s-au învățat românul cu ajutorul social. Adică nu îi mai ajunge ajutorul social. Da, aici nu vorbim de ajutor social strict, vorbim de unul din cinci români, ceea ce este destul de grav. Unul din cinci români se uită acum la televizor și nu se duce să-și aranjeze ogorul de toamnă ca să pună în sămânțări de toamnă sau eu caut de o săptămână un om care să meargă cu mine unde sunt eu acolo, unde îmi duc crucea la mine în sat să muncesc și nu găsesc, pentru că oamenii au plecat în pribegie, iar cei care au rămas, unul din cinci ai vrenici au plecat, în general meseriașii, știm foarte bine, peste 5 milioane de români sunt plecați în străinătate, meseriași în general, și cei care au rămas sunt obișnuiți ca statul să le poarte de grijă,
Știm foarte bine că statul se ocupă de servicii, n-are nicio legătură cu prea mult cu protecția statului. De asta, acum am venit cu un program... Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră îmi spuneți că cei care au rămas cei în care țară... au rămas aceia sunt protejați social, ci unul din cinci sunt protejați social și stau cu mâna întinsă la cei care au să le dea și lor. Așa au fost învățați de 30 de ani, așa își duc crucea mai departe, dacă nu se apucă de treabă să muncească și să-și dea drumul la... E punctul meu de vedere. E punctul meu de vedere. Nu, nu. Punctul partidului este, sunt programe desfășurate, sunt start-up-uri. De asta avem și o coaliție împreună cu PSD-ul și se fac fel de fel de inițiative de tot felul ca să ieșim din această înțelenire și din această stare a lucrurilor și să ajutăm și pe acei săraci să găsească un loc de muncă. Duceți-vă la Agenția de Ocupare a Locurilor de Muncă să vedeți câte locuri sunt neocupate și nu vor să ducă. Ei vor să stea undeva la un birou călduț, dacă s-ar putea să li se ofere și salarii duble decât salariul minim pe economie. Sunt condiții, dar asta e cu tot o altă discuție. Părerea mea sinceră este că așa s-au învățat românii să le rezolve statul problema și nu să pună mâna să muncească și să-și dezvolte inițiativele. Aș vrea să aud și părerea opoziției. Ca să încep în sens invers față de ce spunea colegul meu de platou, de 34 de ani, 35, PNL și PSD au condus, ei au învățat așa pe român, dacă pune problemul la acest mod. Sunt votanții lor cei unul din cinci preferați, cei cu ajutoarele sociale, pentru că au cei mai mulți primari PSD și PNL. În ceea ce privește comparația cu Ungaria, dacă nu greșesc, din ce spuneați dumneavoastră, noi suntem la 19,8, ei sunt la 10,4, deci suntem aproape dublu față de ei, aproape dublu. Ceea ce este o mare problemă, zicea că suntem la coada clasamentelor dânsul, dar problema este că suntem la coada clasamentelor bune, la clasamentele rele, cum este cel pe care le numera, suntem topul, locul 1. Asta este cea mai mare problemă. Degeaba avem fonduri europene, startup-uri. Dacă noi la luna mai ajunsesem să absorbim doar 30% din PNRR, asta este o mare problemă, pentru că la 2026 PNRR-ul se va termina, deci în ritmul în care dumnealor sunt la guvernare, trebuie să simplifice modalitatea de absorție a acestor fonduri, nu s-o complice, pentru că noi am mai discutat și la emisiunea trecută în care am fost prezent în studioul dumneavoastră, că problema nu este la Bruxelles, este la noi. Noi înșine ne punem piedici din acest punct de vedere. Totodată PNL-ul în coaliție cu PSD-ul, de altfel din punctul meu de vedere personal vorbesc, cu coaliție toxică, pentru că au luat cele mai antiliberale măsuri din ultima perioadă și cred că din Europa, să nu zic tot ce făcuse răbun înainte, când au fost unii sau ceilalți la guvernare, au stricat în ultimul an și jumătate, doi. Și asta pun o frână mediului antreprenorial să acceseze. Ați văzut că stăm foarte rău și la firme în faliment, firme în insolvență. În ultimii 5 ani, nici măcar în perioada pandemiei, nu au fost atât de multe firme în insolvență sau în faliment cât au fost anul acesta. Dacă te referi la ultimii 5 ani, trebuie să te opresc pentru că ne-ai pus în aceeași oală cu PSD-ul și eu nu suport PSD-ul de 30 de ani, așa că de când sunteți în aceeași oală pentru că... Stai puțin, că dacă e să vorbești numai de realizările guvernului Ciucă, pot să spun cu date concrete, iată, au fost absorția, rata de absorție a fondurilor europene este de 80% atins, a crescut cu circa 50% în timpul guvernării 80% Ciucă. Din ce? Din absorția, rata de absorție a fondurilor europene a crescut deja cu 50%. Păi dacă eram la 5% și am ajuns la 20%, mai departe, investițiile străine directe au atins un record istoric în timpul guvernării Ciucă de 11 miliarde de euro. Acești bani au intrat în țară, au ajutat economia națională să crească 11 miliarde de euro. Apoi, Angel Salini, 65,5 miliarde de lei alocați în timpul guvernării Ciucă prin programul Salini. Și vedeți și dumneavoastră că sunt acum toate satele sunt asfaltate în județul Gorj, nu, și în toată țara. Tarifele la electricitate... La Cărbunești n-avem apă curentă. Veniturile au crescut, salariul minim pe economie a crescut cu 30%, punctul de pensie a fost majorat cu 24%.
20%, iar alocațiile pentru copii cu 20%. Nu mai vorbesc că tarifele la electricitate și gaz au fost plafonate pentru a proteja acești oameni săraci, pentru a proteja românii și mediul de afaceri și mediul de afaceri din țară. Și mediul privat? Eu n-am nimic cu SRE-ul, dar hai să facem o disjuncție între guvernul Ciucă și guvernul Ciolacu, dacă e să discutăm și celelalte guverne. Și apoi am guvernat și împreună. Spuneți realizările care le-a făcut USR-ul cu PNL-ul, de exemplu. Ați fost la guvernare, de ce n-ați făcut? Acum e ușor să arătați cu degetul domnilor la USR. Mai bine v-ați alinia, pentru că PNL-ul e singura forță de dreapta. USR-ul a trebuit să alinieze și voi și Forța Dreptă și toate și Partidul Mișcarea Populară. Dacă îmi dați voi, ați vorbit de creștere cu 30%, dar haideți să ne uităm la inflație. Credeți că oamenii ăia cărora le-au crescut și pensiile, credeți că o duc mai bine? S-au făcut greșeli. O duc mai prost, vă spun eu singur, pentru că s-a scumpit tot ce înseamnă. Datorită inflației. Domnilor, de ce închide? Dar ce este inflația asta așa? De unde vine? Inflație este devalorizarea banului. Este un instrument în mâna guvernanților să acopere acele găuri bugetare, pentru că statul român... Păi și cine sunt guvernanți? Păi asta îi spuneam dânsului. USR-ul e guvernant, că e în parlament. Cine a fost acolo? USR-ul a fost în guvern, când a fost în guvern, a cheltuit cei mai mulți bani, a făcut acel pe un RR, cu jaloane, cu jetoane, cu... L-am făcut singur. USR-ul are o mare realizare. USR-ul a fost cel care a zis, gata, terminăm cu producerea energiei electrice pe combustibil fosil și mergem pe energia verde. Vedeți că sunteți de 30 de ani liberal. Dumneavoastră ați făcut USR-ul. Cum planul de restructurare l-ați semnat când noi eram în afara guvernării luna ianuarie 2022. Dumneavoastră ați făcut acest PNRR. Nu l-am făcut singur, domnule, l-am făcut împreună cu noastră. Eram o coaliție de guvernare din care eram 6 ministeri erau la noi. Ați semnat planul de închidere al CEO. Am guvernat planul împreună. De închidere al CEO l-ați semnat noastră PNL cu PSD, nu cu PNL cu USR. Nu mai mințiți oamenii cu televizorul. Nu minte nimeni, am guvernat împreună. Spuneți, deci eu v-am spus că a zis că am guvernat numai cu PSD-ul. Nu, am guvernat și cu dumneavoastră. Ați guvernat și cu noi și ne-ați dat afară de la guvernare. Nu v-a dat nimeni. Ați după cum v-am spus înainte de a începe emisiunea, creșteați că suntem tot de dreapta. Din păcate, PNL-ul nu mai este de dreapta. Este stânga-dreapta. Nici noi nu știm unde sunteți. Domnule, că asta... Strămoșii dumneavoastră care au, păi sunteți cel mai vechi partid, sunteți un partid istoric, dar strămoșii dumneavoastră dacă ar trăi s-ar răsuci în mormânt sau dacă ar ști s-ar răsuci în mormânt că guvernați cu PSD-ul. Deci valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de 2 adulți și 2 copii este de 9.978 de lei pe lună. Da? 2 adulți și 2 copii. Doi adulți și în ideea în care salariul minim pe economie este de 2365 de lei. Pentru o familie de doi adulți și un copil, valoarea coșului minim, spun specialiștii, este de 8.205 lei pe lună. Pentru o familie de doi adulți fără copii, de 6.162 de lei pe lună. Iar pentru o persoană adultă singură, este de 3.807 lei pe lună. Eu v-aș întreba dacă bunicii noștri, părinții noștri, își permit să trăiască decent cu pensia pe care o au. Prima întrebare. Din punctul meu de vedere, nu. Am discutat și săptămâna trecută, sunt 4.600.000 și ceva de mii de pensii de stat în România. În luna lui iulie era pensia medie undeva la 2.200 și ceva de lei. După recalcularea din luna aceasta s-a ajuns la aproximativ 2.700 de lei pensia medie, în ideea în care 800.000 de pensii au scăzut, chiar dacă n-au scăzut, nu vor mai fi indexate cu valoarea inflației și automat oamenii vor primi mai puțin bani sau o vor duce mai prost decât au dus-o până acum. Ideea în care oricum trăiesc, mulți dintre ei, la pragul subsistenței. Au noroc că la foarte mulți cei din mediul rural mai cresc o găină în curte, mai cultivă terenul. Păi, uitați, costurile lunare cu alimentația au crescut cu 10,1%. Totodată, cheltuielile cu îmbrăcămintea și încălțămintea au fost mai mari, raportat la luna, vorbim de luna septembrie, da? A anului acesta, față de anul precedent, cu 11,2% și de asemenea cele pentru locuință, cu 27,4%. Așadar, suntem pe un trend descrescător, creștem al costurilor, al traiului suntem descrescători, trăim mai prost. Descrescător, într-adevăr. Ce e de făcut de acum înainte? Că după această perioadă a promisiunilor electorale, indiferent de culoarea partidului politic,
Cred că va trebui să plătim cu toții nota de plată, domnilor. Dar o decontăm cu fiecare dintre noi și noi cei trei din studio, de acum decontăm nota de plată a măsurilor fiscale și guvernamentale care au fost aplicate în ultimii ani. Combustibilul s-a scumpit, totul s-a scumpit și plafonarea prețului la gaze naturale și la energie electrică n-a făcut decât nu să scutească oamenii de un cost, ci să facă anumiți sau anumite grupuri de interese mai mulți bani din firmele mari care vând resursele noastre. Că asta este cel mai trist. În singura țară care n-am vândut doar partea de marketing, de distribuție, am vândut și resursele. Suntem râsul Europei, am avut oportunitatea în 2020 să naționalizăm aceste resurse, 2021 n-am făcut-o. Nu știu dacă ne vom mai întâlni prea curând cu oportunitatea de a naționaliza și aduce în portofoliul țării și în patrimoniul cetățeanului aceste resurse. Domnul, iarăși, scuzați-mă puțin referitor la ce spunea domnul Medar, că nu mai găsește oameni. Nu, oamenii, chiar dacă au rămas și dintre ăștia care nu vor să muncească, și sunt mulți, nu puțin, sunt de acord cu dânsul, cei care vor să muncească, nu-i găsești pentru că au de muncă, nu stau. Sau vin și zic că îți muncesc, dar îți muncesc peste 3 luni, 4 luni, 6 luni când sunt liber. Dacă eu am nevoie acum de el, de unde să-l iau? Îmi povestea un client într-o zi, zice, domnule, nu mai fac față să mai tund iarba în curte, mă gândesc să adun niște Sri Lankezi în Târgu Jiu, în ideea în care cred că va fi un business să tundă iarba. Și bravo! Am ajuns să fim noi în poziția în care erau Spania sau alte țări când au plecat exodul ăsta nostru. Referitor la ce spuneați dumneavoastră, că în topul țărilor, dacă nu greșesc, a spus Croația, Slovenia și Luxemburg la început că o duc cel mai bine. Gândiți-vă, Croația a intrat în Uniunea Europeană după noi. A intrat în NATO înaintea noastră, dacă nu greșesc, în 2003, noi am intrat mai târziu puțin, o duc mai bine decât noi și decât mulți alții în Europa. Eu am fost în Croația anul trecut. Păi, credeți-mă că este altceva. Și încă o dată, au ajuns, au deja euro ca și monedă. Noi suntem departe. Gândiți-vă că un leva este egal 2,5 lei și moneda bulgarilor, care sunt în spatele nostru la sărăcie, mai puternică de 2,5 ori decât a noastră. Aș vrea să ascult și părerea domnului profesor. În primul rând, depinde cum priviți din ce punct de vedere priviți cheltuielile medii lunare a familiilor. Că, iată, am un grafic aici, o statistică, că cheltuielile medii lunare ale gospodăriilor populației au fost undeva la 6.000 de lei și veniturile au fost la 7.000 de lei. Deci vorbesc pentru, din punctul ăsta de vedere, pentru că știm foarte bine că România este foarte o țară cu foarte multe gospodării individuale, aceste ferme individuale, cam 96% din, și suntem o țară cu foarte mult teren agricol, cred că suntem a 5-a sau a 6-a din Europa. E, într-adevăr, este o problemă, apoi trebuie să analizăm, să vedem dacă aceste creșteri ale pensiilor acoperă coșul zilnic al cetățeanului și, într-adevăr, tocmai pentru, din acest punct de vedere, pentru asigurarea, siguranța cetățeanului, a familiilor, a comunităților locale, cei de la Partidul Liberal, adică noi, Partidul Liberal, venim cu un program coerent. Acum suntem în competiție electorală și cu USR-ul și cu PSD-ul și cu celelalte partide și venim cu programe bine susținute financiar de Comisia Europeană. Știm foarte bine că sunt multe miliarde de atras acum prin aceste proiecte, tocmai pentru siguranța cetățeanului, a familiilor, a comunităților și o prioritate fundamentală o are calitatea vieții. Deci, noastră, numai eu sunt optimist. Eu sunt optimist că în perioada următoare sunteți mulțumit de calitatea vieții. Nu, în perioada următoare calitatea vieții o să crească. Statistica s-a făcut pe perioada anterioară. A fost o perioadă mai grea, într-adevăr. Dar să sperăm că... Păi nu, stați așa, că încă trăim aceste vremuri, că nu ne-am transportat. V-am spus de ce trăim aceste vremuri. De ce?
Pentru că oamenii, așa cum am stabilit aici, că împreună, că separat, în cei 30 de ani de tranziție, că iată, păi de la 1 ianuarie 2025... Ia uitați, crește fiscalitatea, crește și măsurile. Trebuie să crească, trebuie să acopere cheltuielile. Trebuie să acopere cheltuielile de undeva, dar eu zic deci că eu greșesc. De acord totuși nu, că este o gaură în buget, nu? Eu propunere a PSD-ului, inclusiv de creșterea accizelor. Doar părerea dumneavoastră, păi dați astăzi la guvernare, îmi cer scuze. Asta vreau să spun eu, că nu poate să facă numai PSD-ul în ecuația asta numai rău sau numai bine. Dacă fac împreună și cei de PSD și la PNL. Aceasta, recunosc că această coabitare cu PSD-ul ne face mult rău. Adică, mă bucur, apreciez sinceritatea dumneavoastră, adică, și face rău și face în continuare specialiștii noștri și la finanțe, și dar hotărârea se ia în guvern și spune, domne, trebuie să creștem accizele pentru că de acolo vin cei mai mulți bani la bugetul statului și stăm rău cu încasările. Dar de ce nu scoatem economia neagră la suprafață? Că noi acolo avem mare problemă. Și asta iară de ce nu reușim asta să este, asta iară o măsură cu care... PNL-ul a venit și chiar sunt apreciate aceste politici publice prin care PNL-iștii vin și chiar acum avem o inițiativă legislativă pentru a urgenta confiscarea averilor celor care se ocupă cu, să nu mai tergiverseze. Chiar ministrul Predoiu lucrează la un material și cred că o să fie cât de curând dus în Parlament, pentru ca să fie confiscate mai repede averile, să nu fie tergiversarea asta la cei care se ocupă de economia subterană și lucrează la negru. De când povestim de aceste confiscări ale averilor? Au trecut 35 de ani. Da. Exact. Problema este că la Ministerul Justiției, Cătălin Predoiu este un profesionist, dar la Ministerul Finanței avem un preot care nu prea înțelege care este situația acolo. Uitați ce spune domnul Boloș de la Ministerul Finanțelor și încerc scuze că vă întrerup și dacă îmi permiteți doar să dau citire. Dânsul spune așa că România întârzie, în timp ce majoritatea țărilor europene discută deja aprobarea bugetului pentru anul 2025. Este declarația domnului Marcel Boloș, care spune că în anul 2024 nu a fost un an al revoluției fiscale. Cu toate acestea, specialiștii în economie se așteaptă la schimbări drastice după alegeri în 2025. Asta în contextul în care guvernul este constrâns să vină cât mai curând cu soluții pentru a atinge ținta de deficit bugetar impusă de Uniunea Europeană de 3% din PIB, o măsură deja anunțată prin ordonanță de guvern, care va modifica formula de calcul a taxelor pe proprietăți. Mare atenție, că tot spuneați dumneavoastră, domnule profesor, că românii sunt campioni la proprietăți. Da, pentru că am venit din comunism și Ceaușescu a lăsat pe foarte mulți proprietari. Altceva drastice înseamnă că va fi mai rău, da? Exact. Nu va fi mai bine. Atunci trebuie să ne pregătim. Sunt declarația lui Boloș de pe DG24, dacă văd de pe Euronews. Euronews. Este ministrul nostru, nu? Sunt propuneri. În monitorul oficial este deja publicat o nouă formulă de calcul al impozitelor pe proprietăți care ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie. Astfel, unii proprietari ar putea plăti un impozit triplu, spun specialiștii. Unii economiști anticipează și posibile creștere ale impozitului pe dividende și ale TVA-ului. Deci, cu alte cuvinte, trebuie scoși de undeva banii. E un deficit mare, într-adevăr, și caută soluții de tot felul să acopere acest deficit, dar... Haideți să atragem fondurile alea de care ziceați că avem... Tocmai pentru asta... Să nu mai avem deficitul. Pentru asta și luptăm să unim dreapta toată, dar văd că USR-ul nu se aliniază și să facem un guvern de dreapta, să aplicăm politici de dreapta. Care e partener de guvernământ cu PSD-ul și acele mai antiliberale măsuri fiscale și economice al populației? Păi, luați împreună cu PSD-ul, aveți ministrul finanțelor, fiți atent. Cele mai bune măsuri le-ați luat dumneavoastră când ați fost cu noi la guvernare. Nu e 8 luni de zile, din 8 luni de zile nu faci niciun copil decât dacă îl scoți înainte de termen, prematur. Deci n-ar trebui să ne puneți nouă în cârcă faptul că din 35 de ani am fost tot Nu mai putem să le punem cu 21 de primari în toată țara, ce să mai... Nici nu vreau să discutăm despre treaba asta. V-ați rupt așa, v-ați împrăștiat. Știți ce se întâmplă? Avem 21 de primari, dar primari performanți. Uitați-vă la toți cei 21. Nu aveți armata PSD-ului cu care să rupt. Singurii care se bat cu PSD-iștii acum și în gor și în toată țara este PNL-ul, trebuie să recunoașteți. Să vă puteți că sunteți în coaliție de guvernare. Locale. Nu are rost să discutăm despre treaba asta. Am candidat acolo, eu n-am fost pregătit să fur acolo. Adică eu am intrat în politică pentru altceva. PSD-ul pe toți, nu...
Ați avut ministrul de interne? Am avut cel mai bun candidat la Târgu Jiu, pe Popescu Iulian, l-am avut cel mai și nu l-a susținut. Aveți ministrul de interne? Putea să veni... Ați dat voie la hoție? A sunt un om destul de generos, adică un om integru, dar nu... Dar nu aș vrea să vorbesc nici despre Iulian Popescu, nu aș vrea să vorbesc nici despre Cornel Răducan, pentru că... Putea să veniți lângă noi, să susținem împreună cu toți ceilalți, să susținem... Nu putem să mai venim în orice condiții, că am mai venit odată într-o guvernare... Vedeți, întotdeauna a fost contra. Dumneavoastră, la USR, totdeauna a fost contra. Și probabil de asta aș pleca la guvernare, că ați fost Gică contra. Nu, pentru că ne-ați dat afară. Adică când am vrut o reorganizare și a procurorilor, al Ministerului de Justiție, când am vrut o temă. Care sunt punctele slabe? Ale cui? Ale României, la ora actuală, domnilor. Deci pot să vă spun că România nu are puncte slabe. România e o țară bogată. Punctele slabe oameni sunt astea. Vă spun eu care sunt punctele slabe. Care? Există o circulă povestiară, știi? Și vă spun acum. Dumnezeu și Sfântul Petru se plimba peste toată tera și a zis, și tot Sfântul Petru zicea, Dumnezeu scoate Petre și aruncă și acolo, și aruncă și acolo, și tot arunca peste tot cu de toate, și când a ajuns deasupra României, Sfântul Petru a scăpat toată tolba. Au, Doamne, ce am făcut, că astora le-am dat de toate. Și ape, și păduri, le-am dat și bogății naturale, de tot felul. Și acum ce mă fac? Au și, ca să zic așa, hai să nu le mai iau la... Au și cărbune, au și fier, au și gaze, au de toate. Mai sunt ale noastre? Bun, și Dumnezeu zice, lasă că mai scot eu și le mai dau ceva. Și ce credeți le-a dat? Zice, le-am dat în așa fel încât să, ani de zile, să nu se bucure de ele, să nu aibă administratorul competență. Asta e o anecdotă bună. Iată, asta, noi n-am avut până în momentul de față, până a apărut domnul Ciucă, un om integru, șef de promoție, care are toate calitățile să ajungă președinte și care poate să unească toată dreapta și putem să pornim motoarele României cu acest PNRR și cu miliardele care trebuie să le primim și cu proiectele care se fac pentru România și putem într-adevăr să ne bucurăm de aceste resurse pe care ne le-a dat bunul Dumnezeu, da? Deci paralela așa, cu anecdota domnului profesor, dacă îmi permiteți, mă rog, este sistemul politicienii care ne-au condus în ultimii 35 de ani, cred că ar trebui o epurare masivă, să nu mai existe, pentru că s-au împământenit și au lăsat moșteniri în toate instituțiile, în tot ce înseamnă sinecurismul acesta de stat. Nu poți să faci nimic pentru că e al lui X, nu poți să faci nimic pentru că e al lui Y. Nu putem, v-am mai explicat, ca să mulțumească PSD-ul și PNL-ul, cele mai mari partide din România, ca să mulțumească tot aparatul de partid, de fiecare dată au mai inventat câte o hârtiuță. După cum vă spuneam și data trecută, vorbim de digitalizare, că tot s-a pus problema zilele trecute după emisiunea în care am fost, exact, a digitalizării. Degeaba e digitalizare dacă eu trebuie să încarc în programul respectiv aceste hârtii. Nu, digitalizare înseamnă dacă să dispare. Dacă tot vorbim de complet clasamente, și la digitalizare suntem 12% din digitalitatea, suntem sub media Uniunii Europene și aici se lucrează la grup cu proiecte pentru digitalizarea economiei și pentru educație digitală. Problema este că, uitați, Croația, Slovenia au intrat după Uniunea Europeană și ne dau clasament, ne dau clasă. Sunt în top 3 în ceea ce înseamnă pozitivitate, nu negativitate, cum suntem noi. Suntem în toate clasamentele, proaste suntem primii sau, dacă nu suntem în primii, suntem până în maxim locul 3. Adică este o mare, mare problemă treaba asta și trebuie să fie un moment zero. Este un moment zero în care toate forțele de dreapta să contribuie la ieșiți de la guvernare, la dezvoltarea conștiinței, conștiinței sociale. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă la recăpătarea independenței naționale și a identității naționale, în primul rând a identității naționale. Pentru că statul foarte bine cu serviciile și tot ce face, s-a aliniat Uniunea Europeană cu toate, cu acuiul comunitar, dar vându resursele cu tot, cu servicii, nu, cu tot, cu fiecare la serviciu avem vreo 12 sau câte avem. Dacă nu facem educație prin cultură, și cu asta a și venit domnul președinte Ciucă în fața Consiliului. Educație prin cultură. Da, educație prin cultură. Dacă îi folosește un educat. Pentru a ne întări identitatea națională, pentru a
pentru a trezi conștiința națională că suntem prin noi înșine să ne dezvoltăm. Păi și asta nu se poate decât 100 de ani, nu, și acum, sloganul PNL-ului a venit momentul și asta, nu, asta prin noi înșine împreună cu PSD, probabil este sloganul noi suntem separați, nu, la lege parlamentare acum suntem separați. La europarlamentare ați fost împreună. La revedere, nu știi foarte bine că acum e o listă separată, noi am și publicat-o, dumneavoastră n-ați publicat-o încă, nici PSD-ul. Nu, am publicat-o la USR Lagos. Este publicată de 2 săptămâni, 3 lista noastră. Și mă regăsiți, sunteți sper. Nu, că nu e în planul meu să fie. Eu, planul meu da, este de ca o România educată, ce ne puteți spune? Deci, tocmai când în perioada guvernării Ciucă au fost aprobate legile educației. Da? Au fost aprobate legile justiției. Știți foarte bine că am ieșit în stradă împreună cu USR-ul, cu toți ceilalți când s-a dat acea ordonanță de PSD. Și pentru prima dată când s-a ridicat acea observare și raportare a României, știți foarte bine, și s-au aprobat legile educației, legile juridice, da? Problema este că s-a trecut masiv acum, tot din timpul guvernării Ciucă, la educarea juridică pentru înlăturarea riscului cetățeanului. Ați văzut, s-a schimbat codul rutier, s-a trecut masiv la o educație prin specialiștii din juriști din ministerele respective. Știți foarte bine că noi susținem în continuare Ministerul Justiției al educației. Și tot ce va urma în perioada următoare este educația prin cultură, educația pentru trezirea conștiinței, pentru a ne separa de toate aceste lucruri intoxicate. Da, o educație de asta mai toxicate, palpabilă, să aibă copiii, pentru siguranța cetățenilor. Permiteți, vorbeam de România educată mai devreme. Deci, încă o dată, sunt programe în desfășurare, lupta împotriva drogurilor. Știți foarte bine că acum Partidul Liberal e singurul care a luat măsuri legislative și a venit cu ordonanțe de guvern, a venit cu inițiative legislative pentru a întări această siguranță a cetățeanului, a familiei, pentru a proteja copiii, pentru a termina cu acea dată nesiguranță din școli, pentru a asigura. De parcă drogurile în școală au fost au escaladat în momentul. E un fenomen care nu mai putem controla, dar suntem în primele locuri la consumul de droguri în rândul tineretului. Problema este că vorbim de România educată cu un președinte mincinos, domnule, care vine din rândul lor, pentru că haideți să vă spun, gândiți-vă că sunt atâtea judecători care consumă droguri, doar avem cazuri publice. Sunt și ce aud și eu ca și noastră, că trăiesc în România reală, să zic așa, încă sunt o grămadă de oameni din sistemul care ar trebui să pună frână care consumă, consumului de droguri. Haideți, dacă vrem atunci să facem ceva, haideți să legalizăm, haideți să legalizăm și prostituția, să o avem într-un rit controlat. Există un plan național de combatere a violenței școlare, există, păi da, avem programe în desfășurare, deja de la ziua pe hârtie este mai extraordinar de bine, domnul profesor. Legislația a fost scoasă de oamenii Partidului Național Liberal, nu pe de PSD. Haideți să vă spun, dar aia care au făcut în birou n-au ieșit în viața reală. Sunt școli care au în fundul curții, școli cu sute de elevi care au toalete în fundul curții și școli capacității de aplicare a legii de reducere a riscului rutier. Păi, vedeți? Da? Nu pot să zic că n-ați făcut mai lucruri rele. Stați puțin o secundă, că trebuie să mai faceți și bune, că nu e nimeni rău în viața asta, numai să facă rele. Trebuie să mai aveți poate lucruri și lucruri bune, dar problema este că sistemele astea sunt făcute. Eu nu mă contrazic, că n-am de unde să știu, că nu am relevanță. Asta este un document de la Consiliul Național PNL, da? Care a scris dumneavoastră ce ați făcut, dar n-am să știu că le-ați făcut. Păi sunt, verificați că sunt din scoase din guvernarea Ciucă, cea mai bună guvernare în ultimii 5 ani a fost guvernarea Ciucă. Și eu vă spun, dumneavoastră când mergeți la piață, sunteți mulțumit de coșul pe care îl umpleți sau nu? Guvernarea cu PSD-ul nu ne onorează. Când mergeți la piață sau când mergeți în supermarket, sunteți mulțumit de produsele pe care le puneți? Dacă mă luați pe mine personal, eu sunt mulțumit de pensia mea, aștept să o recalculez, să văd dacă mai crește ceva, dar sunt foarte mulțumit pentru că eu de 40 de ani, mai bine spus, scădeți din 65 de ani, 18 ani și o să vedeți că de 47 de ani eu muncesc.
Deci am carte de muncă la 18 ani. Sunt pentru faptul că am contribuit la sistemul de pensii și statul a făcut ce a făcut, nu știu, aștept și eu recalcularea să vedem cât îmi crește pensia pe principiu. Nu trebuia să vină deja până la 17 septembrie. Da, e o nebunie. Suntem în 17 septembrie. Sunt oameni când muncesc grecesc, dar asta e altă discuție. Bun, dar eu sunt, dacă mă las pe personal, eu sunt mulțumit și de pensia mea și muncesc de la 14 ani, sunt mulțumit și... Și toți cunoscuții duc bine în România. Cunoscuții mei, da, că sunt oameni vrednici, sunt oameni cu inițiativă. Sunt am avut posibilitatea, chiar ieri discutam în București, că am avut posibilitatea să plec, să trec, să fug în state, da? N-am fugit, am stat aici în țară. Alți cunoscuți colegi de-ai mei sunt în Canada, am rude în Canada, au plecat în America. N-am plecat, am stat aici, dar am muncit, am tras. Și atunci, acum aștept și eu să văd statul, pentru că statul e cu serviciile, da? Și statul este stat european. Să nu confundăm identitatea națională cu statul. Aici să facem, că știi separarea, jumate, da? Jumate, bun, suntem identitatea națională european, pentru care noi luptăm liberalii pentru a da la fiecare român undița în mână, nu să stea cu mâna întinsă să primească pește de la diferiți să primească un kilogram de ulei sau un pachet de făină și le dăm undița să pescuiască și să muncească. Fac o paralelă, metaforic, dacă îmi permiteți, metaforic vorbind, haideți să vă spun că vorbeați de locale. Eu am avut o discuție cu câțiva cetățeni, eu am candidat, am fost candidat al partidului meu în orașul Târgu Cărbunești. Și am vorbit cu cetățeni care au pus mâna și au încasat de la diversi. Și zice, domne, și așa, dacă ieșeai dumneata și ieșeai celălalt, oricum nu mă mai băgai în seamă 4 ani, că toți sunteți la fel, așa măcar am trăit bine eu și familia mea o săptămână, două. Asta este gândirea omului. Se mai întâmplă astfel de lucruri? Se întâmplă și se întâmplă la nivel macro. Se mai dau bani? Se întâmplă și se întâmplă la nivel macro, credeți-mă ce vă spun. Toată N-am România... N-am auzit așa... N-ați auzit, dar credeți-mă că se duce la poliție și să se plângă. Vă spun o chestie mult mai aplicată și verificați. Ia, că și în Gorj și în orice județ la Loa sunt consilieri UDMR. Eu cunosc și pot să mă duc să dau declarație dacă mă ia cineva să se sesizeze cineva. A ieșit un consilier UDMR într-o localitate cumpărând votul. De la 1 milion a plecat, ultimele voturi, și a ieșit UDMR-ist, dar el n-are treabă cu UDMR-ul, da? Așa s-au ieșit, pentru că le permite legislația. Au ieșit sute de primari cumpărând voturi, pentru că au plătit primarii, au plătit consilierii, să nu vă mai spun aparatul de specialitate. Nu există un procuror sau un polițist care să se implice în treaba asta în alegerile locale, adică n-a existat. De ce? Da. Pentru că... Și sunt dosare, sunt informații, sunt date, casete. Pentru că a fost la nivel macro treaba asta, serviciile noastre alea, scuzați-mă. Serviciile sale statului, da? Bun, în mod normal, dar ele nu lucrează în folosul statului. Aici există un ministru. Ministrul care s-a ocupat este autoritatea națională, știți foarte bine, este un județean de-al nostru, Tony Greblă, care este ministru pe alegeri. Și el a zis, domnule, lăsați-mă pe mine, să-mi termin treaba. Și el și-a terminat treaba și a făcut-o foarte bine și de acolo pleacă tot. Deci, au fost nu am toate datele problemei, dar știu persoană care a ieșit consilierul de mere și s-a lăudat că a cumpărat toate voturile, dar mai mult s-a lăudat, vorbesc prietenii de acolo din zonă, că de la 1 milion a dat 5 milioane pe vot. Despre ce vorbim? Da? Eu am auzit și de 8 milioane după ora 6 în anumite orașe și municipii unde deja era efervescența votului, că nu le ieșeau calculele. Vă așteptați la schimbări majore pe scena politică în această toamnă? În această toamnă? Alianțe? Nu știu, apariția altor partide, mai este timp sau nu? Eu la apariția altor partide probabil vor apărea, dacă are să facă o figură frumoasă, nu. Vor rupe probabil și de pe un palier de pe celălalt. Coaliții de guvernare, cu asta putem să discutăm doar din ianuarie, pentru că alegerile sunt în decembrie și nu se va întâmpla nimic, mă gândesc. Probabil se vor face niște aranjamente pe primul tur. După primul tur se vor face. După primul tur, ideea este că nu Dar se va mai întâmpla ce a fost la locale. Punctul meu de vedere, că această campanie pentru alegeri prezidențiale, nu parlamentare, că acolo se schimbă datele probleme în funcție de cine intră în turul 2. Campania din această toamnă e atipică. De adică tocmai datorită acestei coabitări dintre stânga și dreapta. Oamenii sunt bulversați. Am prieteni care zic, bă, ce v-ați aliat, mă, cu ăia la PSD? Te știu de copil, că erai vederi liberale. Și zic, mă, stai puțin și încep să argumentez. Dar nu vă mai argumentele, că știți dumneavoastră. Pentru stabilitate, pentru că există războiul la graniță, pentru asta, pentru asta. Bun. Această coabitare
și această alianță, și mai ales nu aici în Gorj, că aici ne știm de la locale și luptăm, spunem mereu că de 34 de ani PSD-ul a făcut și adresa aici în Gorj, numai e tot ce știți dumneavoastră că a făcut. Bun, dar la nivel de țară, oamenii sunt bulversați oarecum. Oamenii trebuie să aleagă și vor apărea și a apărut și acest curent al suveranilor. Și a mai apărut un om care a furat startul. Eu știu foarte bine, de 2 ani de zile știu treaba asta, pentru că eram într-un anumit joc politic, adică în discuții politice, atunci când Joană, pe banii NATO, mergea prin orașele mari și discuta și cu suveraniști, dar discuta cu companii mari, cu companii mari și cu oameni puternici. De exemplu, nu mai dau nume, că nu are rost, sunt miliardar și cu unii chiar m-am întâlnit într-un anumit context, pe proiecte de mișcare ecologică. Dar acest domn Joană, el degeaba spune că, știți foarte bine, că el va lua foarte mult din vadul de la PSD, de acolo luptă să ia, dar va lua și de la suveraniști. Și au apărut și la suveraniști, și-a băgat diavolul coada, cum se zice, și dacă acum 2 ani încercau să se unească în jurul lui Joană, când a văzut Joană că mai apare și un Florin Georgescu, când a văzut că o parte de suveraniști s-au dus cu George Simion, că oamenii sunt revoltați și iată o să apară probabil și când au văzut că Aurelian Pavelescu nu achesează cu el și vrea și Aurelian Pavelescu de la Țărănii să depună candidatura. Acum am auzit că și Ludovic Orban vrea să-și pună candidatura. Și a anunțat-o deja. Sunt orgolii și atunci o să asistăm ca niciodată la o campanie din asta, campanie prezidențială și bineînțeles după aceea la parlamentare, dar și la parlamentare vor avea orgolii să iese ei. Deci vom pierde foarte mult și aici depinde vorbesc de dreapta, acum dumnealui o să vorbească de USR, dar vorbesc de Partidul Național Liberal ca singura forță de dreapta, că sunt cetățeni care vor folosi votul, să zicem, pe nu știu ce partid, în loc să dea partidul votul PNL-ului și aici depinde de candidații noștri care sunt pe listă la Senat și și de toată armata de voluntari și de oameni de bine, ca să folosesc o sintagmă mai veche, și oameni care simt valorile adevărate, simt că se luptă pentru siguranța cetățeanului, pentru pace în țară, pentru prosperitate, pentru dezvoltare sustenabilă și durabilă, iată, pentru o educație verde, pentru, până la urmă, și pentru o educație sanitară și pentru tot ce este în folosul cetățeanului. Știți că sună teoretic, sună frumos. Și el își va irosi, cetățeanul își va irosi votul dacă se va duce într-un fel sau altul, că precă la prima vedere vor fi cel puțin 10 oameni vor candida la președinție. În teorie stăm extraordinar de bine. Nu, practic, vorbit de câți oameni. Vor ieși PNL, cel puțin 10 oameni. Este egal PSD. Și dacă ne vom uita pe lista PSD-ului și a PNL-ului la parlamentare, la Gorj vedem în lista PSD-ului oameni care au plecat de la PNL. Și acum sunt buni la PSD. Dacă ne uităm în lista PNL-ului, ne uităm la oameni care au trecut la PSD și acum sunt la PNL și înseamnă bine. Deci nu putem să ne delimităm de ceea ce am fost și de ceea ce suntem. Sunteți într-o coaliție toxică cu PSD. Exact, o coaliție toxică. O coaliție toxică care nu vă onorează. De care ne delimităm. Ne-am delimitat în Gorj. Nu, domnul senator Ionor Dache s-a delimitat de mult, de 3 ani de când i-a spus celui de la PSD, hai mă să facem noi ceva pentru, să-i foarte bine. Dar cel de la PSD a fost la PNL. Și a fost colegul dumneavoastră. Weber? Weber a fost la PNL, domnul Cristi Rujan a fost la PNL. Nu știam că la PNL, PD, că la Cosmin Popescu a fost. Adevărul e că, uite, PSD-ul și toți și-au luat cadrele de aici, de la PNL și de la PSD. Și ați făcut schimb între ei. S-ar putea acum să aibă surprize cei de la PSD, pentru că sunt mulți de la PSD care... Vorbeam de o România educată mai devreme. Oamenii ăștia care fac lucrurile așa frumos, aici arată atât de bine pe hârtie, dacă în vorăm în România reală, ne minunăm. Sunt sate, sunt comunități în secolul 21, anul 2024, când sunt fonduri europene, unde încă o dată nu avem apă. Sunt 5 sate la Cărbunești care n-au apă potabilă. Nu mai vorbim că s-au închis școli
chiar și satul din care primarul se trage. Primarul la Cărbunești e PSD-ist. Vorbiți cu el. A închis școli. Păi da, dar sunteți la guvernare de 3 ani. Vorbeam de atragerea fondurilor europene. E toxică guvernarea asta cu PSD-ul, dar vorbiți despre PSD. Mariajul la Gorj, vrea să spună domnul profesor, nu funcționează. Dar știți cum e peștele, știți de unde e. Și toți reprezentanții noștri în servicii de concertate a PSD-ului. Deci noi nu avem nimic. Avem toți... Aveți orice... secretar de stat în minister. De bea acum au început să numească. Și avem un secretar... Nu, și avem un secretar, avem un secretar de stat foarte bun, Victor Banța, dacă nu l-ați cunoscut. Nu, îl cunosc personal. Care a adus foarte mulți bani. A adus foarte mulți bani. 3 minute până la final. A adus foarte mulți bani în Târgu Jiu. Nu toată lumea din PNL sau nu toată lumea din PSD este rea. Nu, aici sunt de acord. Dar avem nevoie ca la aceste alegeri să... politice, ați putea să stați la o masă astfel încât lucrurile bune... A încercat domnul senator, Ion Nordache să aducă la discuții tot și nu sunt de acord. Păi și domnul Radu Miruță, să știți că în primii doi ani în care a fost în asta, chiar spunea la o emisiune aseară, la emisiunea la postul de televiziune care aparține familiei domnului Iordache, spunea așa, în primii doi ani le trimiteam mail-uri și celor de la PNL și celor de la PSD să invit să susțin proiectele. Ei pe ale mele care sunt în beneficiu județului, că aici am fost aleși, și eu pe ale lor dacă sunt bune, nu m-au băgat în seamă. După 2 ani nu le-am mai trimis. După Europarul, sigur o să fie băgați în seamă, poate o să unească forțele după alegerile astea și o să vedem și USR-ul că vine la matcă, vine împreună cu forța... Noi am rămas la matcă, nu am plecat. Liberală, am luat pe palierul drept de dreapta, dumneavoastră ați plecat spre stânga. Partid de forță de pe dreapta, nu am plecat deloc, pentru eu niciodată nu o să plec de pe... Nu dumneavoastră, dar vorbeam de partid. Ca mine sunt... Dacă ne vedem într-o alianță, probabil va fi o opțiunea, nu știu, dacă vrem să stăm pe dreapta, noi suntem opțiunea pentru dânsi și invers, adică nu există altă posibilitate. Pentru că suntem cele mai mari partide de dreapta, așa s-a întâmplat, am avut ghinionul ca la acum 5 ani de zile, eu nu l-am votat pe Iohannis, că mi-am dat seama de duplicitarismul lui, dar în primul mandat l-am votat. Spunea domnul profesor că am ieșit în stradă în 2018, am ieșit și ne-am mințit și pentru asta USR-ul și PNL-ul au luat un scor foarte bun la alegerile trecute, ca domnul președinte să ne vândă. Care este PNL-ul, domnul președinte? Asta e problema USR-ului și a lui Iohannis, nu e problema PNL-ului. Păi este că este din rândul lor, a fost președintele partidului. Dacă ai fi fost în țară la Consiliul Național PNL, domnul Valeriu Stoica a spus clar, gata, s-a terminat era cu Iohannis. Păi acum da, 10 ani noi a fost, pionul principal, a fost mai toxic decât a fost cum era guvernare. Nu suntem aici să analizăm noi pe Iohannis. Suntem cetățeni până la urmă și avem dreptul acesta. Vă mulțumesc că cu adevărat avem o țară bogată. Cu oameni săraci. Da, și cu oameni vreni. Dacă își doresc o schimbare să iasă la vot și să vă puteți să vă puteți și credincioși. La revedere de la invitații mei din studio. Eu vă spun la revedere, nu uitați să rămâneți pe MiTV pentru că este altceva.